Frați și surori, haideți să ne ridicăm în picioare. Pentru cei care avem Sfânta Scriptură la noi, haideți să o deschidem la pagina 726, traducerea Cornilescu, Isaia 55, versetul 6. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Isaia 55, versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Pentru cei care au participat și sâmbătă seara la părtășie, vă spun din nou, la plecare din Timișoara, păstorul bisericii Porta Cerului, fratele Nelu Filip, mi-a transmis să vă spun cuvântul de salut din partea bisericii Porta Cerului, cea care este formată din cei aproximativ 800 de membri. Cuvântul se află scris în 1 Petru, capitolul 4, versetul 7. Cuvântul Domnului spune astfel: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Anul 2018, pentru cei care suntem pentru o vreme la Timișoara, este anul vegherii. Fie că e vorba de rugăciune, fie că e vorba de slujire, fie că e vorba de cuvântul lui Dumnezeu. În orice domeniu, în orice lucrare, Dumnezeu să ne găsească pe fiecare dintre noi veghind. Amin. Acest gând doresc și Bisericii Filadelfia din Mansuie în această lună de aprilie, în prima parte a acestui an. Aproape că s-au dus o treime din acest an. Și stau și mă gândesc ce repede trece timpul. M-am uitat în acest cuvânt al lui Dumnezeu din Isaia capitolul 55, versetul 6 și în lucrarea pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o prin Comunitatea Pentecostală Arad, cât și la îndemnul fraților din lucrare de pe unele comune din județul Timiș, am stat și m-am gândit, în loc să mi se reducă lucrarea, în loc responsabilitatea să-mi fie mai mică, văd că mi-este de la un an la altul tot mai mare. Am mai mult de lucru, frontul este tot mai mare, Evanghelia trebuie vestită cu mai multă putere la cât mai mulți oameni. Și se pune întrebarea, sunt eu la înălțimea chemării? Nu știu dacă în această seară, dragul meu, chiar ți-ai propus, ieșind din locul acesta, să fie seara întâlnirii tale cu Domnul. Chiar ți-ai propus în seara aceasta să ai întâlnire personală cu Domnul? Omul lui Dumnezeu Isaia spunea, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Și în lucrarea pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o pe sate, stau adeseori și mă uit, întrucât satele sunt îmbătrânite. Mulți bătrâni sunt acasă, unii la pat, alții de-abia se mai mișcă, foarte greu vin la adunare. Stau și mă gândesc, cine ar trebui să-L caute? Într-un sat, în comuna Birda, județul Timiș, satul se numește Mănăstire. Din 250 de locuitori, sunt aproximativ 250 de bătrâni. Am în slujire acolo 25 de frați și mai tânăr este diaconul bisericii, aproximativ 40 de ani. Restul sunt peste 50, 60, 70 și am stat și m-am gândit, cine trebuie să-L caute pe Domnul? Pensionarii? Merg adeseori la spital și mă uit și mă gândesc, Doamne, oare numai cei bolnavi trebuie să Te caute pe Tine? Numai cei care trec în atâtea situații și în atâtea nevoi trebuie să Te caute pe Tine? Bătrânii, bolnavii, pensionarii, cei care n-au loc de muncă, cei care sunt la limita imposibilului. Omul lui Dumnezeu Isaia spune, toți trebuie să-L caute pe Domnul. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. E un prezent continuu. Limba română, verbul la care este scris acest cuvânt, căutați. Asta însemnează și cu 600 de ani, înainte ca Domnul Iisus să se nască, evreii erau chemați să-L caute pe Domnul. Fiecare generație, fiecare om cât trăiește, trebuie să-L caute pe Domnul.
Se pune în această seară întrebare. Vrei să-L cauți și tu? Cine trebuie să-L caute pe Domnul? Toți. Când trebuie să îl căutăm pe Dumnezeu? Alergăm de dimineața până seara. Atâtea activități avem. Se spune că situația este grea. Frate, de-ai ști cât este de greu. Și când stai cu cineva de vorbă, fie că e din Italia, fie că este din România, frate, tu nu știi câte probleme am. Dacă îl întreb, luni ești liber? N-am timp. Marți ești liber? N-am timp. Miercuri ești liber? N-am timp. Duminică sunt foarte ocupat. De dimineața până seara, oamenii sunt foarte ocupați. Și se pune întrebarea, dacă ești așa de ocupat, când mai poți să-L cauți pe Dumnezeu? Știți când? Câtă vreme se poate găsi. Prin harul lui Dumnezeu, pentru cei care vom parcurge tot anul 2018, anul acesta are aproximativ 56 de săptămâni. Știți când trebuie să-L căutăm pe Domnul? La rugăciune. Când este seară de rugăciune, 56 de ori. În cursul săptămânii, la părtășia frățească, când este lucrare în casa lui Dumnezeu, să spunem că aici este, să zicem, joia. În țara este marța și joia. Pentru cei care doresc studiu biblic, joia, 56 de joi într-un an, oamenii pot să-L caute pe Domnul. Duminica și dimineața și seara, de 56 de ori. Când trebuie să-L cauți pe Dumnezeu marți? Când e timp de rugăciune. Da joia? Când e timp de părtășie. Da duminica dimineața? Când e timpul de părtășie. Seara? La fel. Știți când trebuie să-L căutăm noi pe Dumnezeu? Când trebuie. Dopo? E troppo tardi. Cine vrea să-L caute pe Dumnezeu lunea, îl poate găsi doar la lucru. Îl poate găsi la spital, îl poate găsi într-o anumită situație. La casa lui Dumnezeu îl cauți pe Dumnezeu când trebuie să-L cauți la casa Domnului. Căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Căutați pe Domnul. Când trebuie să-L căutăm? Când se poate găsi. Cum îl putem căuta noi pe Domnul? Ți-ai propus într-un mod deosebit anul acesta să-L cauți pe Domnul mai mult decât anul trecut? Anul acesta mi-am propus, nu numai eu, mi-am propus ca cel puțin 350 de case în 3 sate și în 3 comune să aibă în fiecare zi versetul acesta. Am făcut calendare personalizate, cât mai ieftin spunem noi, 4 lei, 1 euro, 350 de calendare. Acesta este mod de viață pe aceste comune. Și în 350 de comune, anul acesta, le-am spus la oameni că nu numai eu trebuie să-L caut pe Domnul. 350 de familii. Dacă într-o casă sunt 3, 1000 de oameni împreună cu mine în județul Timiș, anul acesta îl caută pe Domnul. De ce? Se poate găsi. Slăviți să fie Domnul. Cum îl putem noi găsi? Unii se gândesc, dacă stai într-un mod deosebit și ții post în lanț, dacă stai și te rogi, dacă stai să citești Biblia, dacă vii la casa lui Dumnezeu, dacă te sfințești, îl găsești pe Domnul. Foarte bine, faceți! E bine să-L căutăm pe Domnul prin rugăciune. Anul trecut, Filadelfia, biserica locală, prin rugăciune a înțeles că este cheia care deschide cerul. Anul acesta a înțeles că a-L căuta pe Dumnezeu prin Scriptură îți luminează mintea, îți deschide orizonturi și poți să vezi clar și deslușit voia lui Dumnezeu cu privire la tine, la casa ta și în anturajul în care te afli. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, o lumină pe cărarea vieții tale. Cine-L caută pe Dumnezeu prin Scriptură, îl găsește, vede ca și ziua. Vreau să vă spun, frați și surori, că a-L căuta pe Dumnezeu nu este de ajuns să-L cauți doar în rugăciune, în citirea Bibliei, în a ține post. Știți ce însemnează postul? Postul însemnează renunțare. Pentru a te apropia de Dumnezeu, dragul meu, vreau ca să spun,
anul acesta, la ce ți-ai scris pe o listă să renunți pentru Domnul? Anul trecut, în 2017, mi-am propus pe o listă din 12 luni, 5 luni să renunț la lucru pentru Domnul. Să nu mai lucrez pentru mine, pentru Domnul, de dimineața până seara. Aia înseamnă post, adică ceva mai mult ca de obicei. Postul însemnează într-o zi când mănânci, a doua zi nu mai mănânci. Și ce trebuia tu să mănânci, închin lui Dumnezeu. Aia însemnează o zi de jertfă, adică zero eu, totul Dumnezeu. Asta însemnează jertfă, tot pentru Dumnezeu. M-am uitat în felul în care Dumnezeu a găsit cu cale să mă folosească atunci când am ales să țin zile de post la șantier, să las locul de muncă vara și să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu. La finalul anului 2017, fără resurse, fără mare publicitate, doar două mâini, un om simplu, o persoană simplă, pusă în mâna lui Dumnezeu, pusă în slujba lui Dumnezeu, a făcut ce a trebuit și Dumnezeu a făcut minuni. În două comune, 120 de copii au primit Biblia pentru copii. 120 de copii au învățat Tatăl nostru, au învățat să cânte, au învățat să laude pe Dumnezeu. Ceea ce până atunci, niciodată în istoria la cele două comune, nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. În două luni de zile, prin harul lui Dumnezeu, am reușit să ajung și la bătrânii bolnavi din biserici și la cei care nu erau pocăiți. Și am vizitat și pe unii și am vizitat și pe alții. Știi ce însemnează o zi de jertfă? Când aduci o jertfă și știi că e primită de Domnul. Vizitam într-una din zile o soră bătrână. Era acasă și un frate bătrân din Pădureni spunea: uite, aici stă sora cu tare. Am vizitat-o, a ieșit cu greu la poartă, că spunea ea: singura mângâiere care mai mese, vara mai văd soarele, cum strălucește, la adunare nu pot veni. Frații mă mai vizitează când pot, îmi aduc cina acasă, dar tare greu mi-e să vin la casa Domnului. Am stat cu sora de vorbă, ne-am rugat, am cântat și am lăsat-o. A doua zi am ies pe alte străzi, mi-am văzut de treabă la alți bătrâni. Într-un final, spre după amiază, o văd pe aceeași soră trecând pe stradă respectivă, din nou la poartă. Când m-a văzut, a început să plângă și îmi spunea sora: frate Romică, vreau să spun că anul acesta, dacă a fost o zi în care îmi rămâne în memorie și într-adevăr m-a cercetat Dumnezeu, a fost faptul că Dumnezeu mi-a zis că mă iubește. Anul acesta m-am rugat și am zis: Doamne, copiii și nepoții nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt nepocăiți. Sunt uitat într-o cameră în spate, le-am lăsat toată averea, le-am lăsat totul, dar ei mi-au luat tot și m-au lăsat uitări. Însă când te-a trimis Dumnezeu pe tine și mi-ai zis acele câteva cuvinte, până seara am plâns înaintea Domnului și spunea sora: frate, am înțeles că Dumnezeu nu m-a uitat. A venit până la mine acasă Dumnezeu să-mi spună că mă iubește. A venit până la mine acasă Dumnezeu ieri și văd că din nou astăzi mi-a confirmat încă o dată că nu m-a uitat. Așteptăm minunile să le facă Dumnezeu, lucrările mari. Vreau să spun, dragul meu, minunile într-adevăr le face Dumnezeu, dar lucrurile simple, lucrurile banale, lucrurile de zi cu zi, pe care tu le poți face, ar trebui să le faci la cel care nu poate să te răsplătească. Să iei pe cineva cu mașina care nu data viitoare: azi eu vă duc pe voi la adunare, data viitoare mă aduceți voi pe mine. Nu așa. Iei o familie care niciodată nu vei avea ocazia să te aducă la adunare, că nici nu o are poate, sau e foarte greu. Asta însemnează jertfă. Și când vei face toate aceste lucruri, în ziua răsplătirii, să-ți aduci aminte, cum spunea Domnul Iisus Hristos, ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri,
celor mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Îl cauți pe Dumnezeu în semnul pe care nu-l bagă nimeni în seamă. Îl cauți pe Dumnezeu atunci când vizitezi o persoană la spital. De când am luat în slujire bisericii de la sate, am început să știu unde este terapia intensivă la clinicile noi, am știut unde sunt persoanele care sunt în metastază la Spitalul Județean la Timișoara, am început să știu unde este capela de mormântare în Comuna Șag, am știut unde este capela de mormântare în Pădureni. Într-un an, aproximativ 20 de mormântări am avut. Și am început să înțeleg cât de trecător sunt eu și noi. Și Dumnezeu m-a făcut să înțeleg faptul că noi trebuie să îl căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Nimeni nu are garanția zilei de mâine. Se pune această întrebare. Au trecut 4 luni de zile. De la punctul tău, zero, până la Dumnezeu, în distanță, cam pe unde te afli? Cam cât de aproape ești de Dumnezeu? Îl cauți tu pe Dumnezeu, te pornești de acasă la biserică, zici, mă pornesc, ies din casă, ies pe hol, merg la mașină, trec un anumit traseu și ajung la casa lui Dumnezeu. Tu să te pornești să-L cauți pe Dumnezeu și trec, de la ce? Trec la lepădare de sine, la abstinență, renunț la ce îmi place mie de dragul lui Dumnezeu, încep să mă rog, următorul pas, mă îndrept spre cuvântul lui Dumnezeu și spun, Doamne, ce trebuie să fac? Cuvântul lui Dumnezeu vorbește inimii mele, Duhul Sfânt vine în viața mea, mă înflăcărează, îmi dă pasiune, mă pune slujba Lui, încep să-L caut pe Domnul în slujire. Și în cele din urmă, toată slava este adusă lui Dumnezeu. Se pune această întrebare, dragul meu, cam unde te afli tu pe traseu? Ești la capitolul lepădare de sine pe traseu? La ce ai renunțat tu de dragul Domnului anul acesta? Vreau ca să vă spun că l-am văzut pe Domnul la lucru, dacă la Roma când a trebuit ca să facem lucruri ieșite din comun, lucruri care spune imposibile. Nu, sunt posibile. La Roma când a trebuit ca să dăm pentru casa lui Dumnezeu, când au fost anumite situații și când fratele Marius era la Biserica Betel la Roma și ne-a zis, haideți ca să dăm fiecare în parte cât era acea cotizație, 25 de euro, a zis, haideți ca să dăm de luna aceasta cu 20 de luni înainte, să dăm banii. Și am stat și am vorbit cu soția mea. Știu că am mai spus lucrul acesta aici. Apostolul Pavel spune, mie nu mi-este greu să vi le repet, vouă vă sunt de folos. Și când a trebuit și am vorbit cu soția, eram de curând venit din țară, împreună cu soția, am zis, de unde să scoatem noi 1000 de euro? Eram și cu datorii, ne-am fost cumpărat și viza și am zis, de unde să luăm și să dăm bani? Aveam câteva mii în țară datorie și am zis, draga mea, uite cum facem. Când ne trebuie o casă, n-avem bani, ne gândim că trăim 30 de ani și facem rate. Dar Dumnezeu care ne ține în viață, ce spui? Ne va putea binecuvânta să împrumutăm pentru El. Am avut o parte de bani și o parte am împrumutat. N-a trecut nicio lună. Și italianul la care lucram a spus, Romeo, am hotărât să-ți măresc salariul. Și nu de luna care vine, de luna care a trecut. Până la sfârșitul anului, italianul m-a plătit toată datoria și a rămas cu salariul mărit. Tu spui, dragul meu, cât să dau lui Dumnezeu? Dă cât trebuie. Nu mai mult, cât trebuie. Cât vrei să-ți dea Domnul? Nu vrei să-ți dea cât trebuie sau vrei peste? Dragii mei, vreau să vă spun, cine-L caută pe Dumnezeu, îl găsește. Am văzut în lucrarea de slujire că nu m-am împiedicat faptul că într-o lună de zile, în luna iulie, urmam să fac lucrarea cu copiii. N-aveam cei 1500 de euro, n-aveam nici tineri care să mă însoțească, n-aveam echipă, n-am găsit pe nimeni și chiar îmi spuneau frații, tu cum faci lucrarea? Nu mă crezi pe cuvânt pe Domnul?
Numai atât, îi de ajuns. L-am întrebat pe Domnul, Doamne, să fac lucrarea asta? Fă-o! În mai puțin de o lună de zile, până când urma să încep lucrarea, Dumnezeu m-a binecuvântat și cu bani, am primit și două corturi din Danemarca, prin DHL m-a venit acasă și acum au rămas să fac lucrarea pentru mulți ani de zile. Prin harul Dumnezeu s-au găsit echipe de studenți și de tineri care mă susțin în lucrare și vreau să vă spun că anul acesta mi-a zis, frate Romică, să nu ne uiți, vrem să continuăm lucrarea. Tu ce ți-ai propus să faci pentru Dumnezeu anul acesta, în locul acesta unde te afli? Cam cât să-L cauți pe Dumnezeu? L-aș căuta pe Domnul la casa Lui și să mă duc acasă? Nu! Dragul meu, știi că-L poți căuta pe Dumnezeu prin post? Atâtea poți să renunți tu de dragul lui Dumnezeu? Așteptăm minuni să se facă în casa lui Dumnezeu. Anul acesta, vreau să vă spun, am hotărât să demarez lucrarea aceasta și proiectul cu copiii, întrucât am văzut că sunt câțiva dușmani în calea evangelizării și lucrării de misiune în Biserica Pentecostală. Unul dintre ei, mă gândesc că e și pe la voi, confortul. Cum să mă duc cu mașina asta la țară? Cum să merg la costum la țară? Apoi, bunăstarea. Să renunț la atâtea, să mă bată soarele în cap 10-12 ore pentru o oră cât faci cu copiii, să ai de dimineața până seara, să vină mofturoșii și nemulțumit, a, n-ai făcut bine, a, ce rău ai făcut, eu făceam mai bine ca tine. Cum să faci tu lucrarea lui Dumnezeu? Cu confort, să renunți la confort, la bunăstare. Ați auzit de lene? Azi n-am chef. Nici dimineața nu vin la biserică unii. De ce? N-au chef. Dar cheful ce-i? Imaginează-ți că e răpirea în ziua când n-ai chef. Despre asta nu s-o predica, nu? Trebuie să-L căutăm pe Domnul fără chef. De bunăvoie. Căutați pe Domnul. Isaia nu zice cine are chef. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Am înțeles lucrul acesta că Duhul Sfânt, că l-am întrebat, Doamne, unde vor fi oamenii? Unde vor fi cei care mă vor susține pe mine în lucrarea de slujire? Și Domnul a zis, îți voi da înțelepciune să ajungi la mintea copiilor, ca prin copii să ajungi la inima părinților. Vreau să vă spun că asemenea celui tânăr Ionuț, care anul trecut a adus 14 persoane într-o săptămână la lucrare de evangelizare timp de 7 zile, 14 persoane, un copil nepocăit, lângă el îmi mai trebuie încă 10 și o să am 170 de prieteni aduși de 10 copii nepocăiți. Și am înțeles faptul că prin copii pe care oamenii nu-i bagă în seamă, unii lasă și deoparte, nici nu le dă voie să slujească. Vreau să vă spun că prin copii am înțeles că îl pot vedea pe Dumnezeu în ei. Cu ei, Dumnezeu poate să facă lucrări mari. Și în această după-amiază vreau ca să spun, dragul meu, în anul acesta, 2018, este anul împlinirilor. Anul în care cuvântul care îl spune Dumnezeu se împlinește. Ce zice Dumnezeu se împlinește, se face. Sau ce zice Dumnezeu este o dorință neîmplinită. Depinde de zona în care te afli, a omului care crede sau a omului care nici nu bagă în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Te provoc în această după-amiază, dragul meu, să-L cauți pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Ți-ai propus, dragul meu, anul acesta să aduci o persoană la casa lui Dumnezeu, să faci tot ce se poate. Tot ce se poate. Anul acesta o persoană să rămână în casa Domnului. Anul acesta mi-am propus să lucrez, anul acesta mi-am propus concediu, să mă duc în țară, să fac aia, aia. Ți-ai propus să-L cauți pe Domnul? Tu și încă o persoană? Imaginați-vă câte persoane sunt aici, încă pe atâta să fie invitații noștri. Cum ar arăta casa lui Dumnezeu? Eu stau și mă gândesc, cum va arăta lucrarea lui Dumnezeu când acei 70 de copii din acea comună, anul acesta, vor aduce alți prieteni, vor aduce unchi, mătuși. Data trecută și-au adus numai părinții.
Anul acesta vreau să aducă și rudele de gradul 2 și 3. Tu pe cine ți-ai propus să-l aduci înaintea lui Dumnezeu? Sau numai tu vrei să-l cauți pe Domnul? Isaia spunea, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape. Zilnic se întâmplă atâtea evenimente și se pune această întrebare. Dintre persoanele care intră pe poarta cimitirului, câte în ziua judecății Dumnezeu nu le va aduce și va spune, tu ai fost coleg de muncă, tu l-ai avut în mașină, tu l-ai întâlnit de atâtea ori la magazin, de atâtea ori l-ai avut pe Facebook ca și prieten, atâtea ați vorbit, dar de mine nu ai zis nimic. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape, amin.